Salutare tuturor și bine v-am găsit la pe Simulator 99. De data aceasta aveți și noi aici ceva nou, zice Girls Love My Autism, adică chestia asta e super genială, am văzut-o într-un episod și a zis că trebuie să o cumpăr, deci nu mai am mergut, dar avem fix aici în dreapta rang 33, l-am completat foarte rapid pentru că e super ușor și acum vreau să vă explic și de rang. L-am completat. 990 de stele și chestia ce trebuie să faceți și voi e rank, bine? Nu trebuie să faceți rank 33 neapărat, dar trebuie să faceți măcar rank 20, da? În momentul de față sunt 6 loadout-uri pe gratis. 1 2 3 4 5 6. 6 loadout-uri vă ajută extrem de mult. De obicei pentru cei free to play, da, vă duceți aici și aveți fix loadout-ul acesta, da? Dar dacă aveți gen 5, vă încuică, pentru că nu poți să pui egal. Acum, mergem aici, căutăm un magnet, da? Mergem, punem un magnet super ieftin, după două de diamant, două de treasure hound, vezi? Și mai rămâne încă... Bine, așa este egal. Dar, dacă faceți rang 20, vă duceți aici în joc și puteți să puneți încă o carte foarte importantă, Criticala criticala, dacă aveți o carte de genul, aveți 29% șansă ca să dea criticală și chestia asta vă ajută extrem de mult. Sau, dacă vreți, strong pet să dați mai mult damage. Cu cât dați mai mult damage, distrugeți spray căbălurile mai rapid și cu cât faceți asta, cu atât primiți mai multe iteme. Și gen criticala asta, doar că ați făcut rang 20, care e super ușor de făcut și tot ce trebuie să faceți e să stați în ultima zonă. Mai vedeți și voi pe aici. Și acum, înainte, când era rank voi nu aveați chestiile astea ce noi, cei care am făcut rank mare de la început, nu aveam keybinds dar uite, poți să pui gen comete pe că Spaunezi cometa, da? Spaunezi cometa. Uite, și dai click rapid și faci la instant. 10 secunde, o misiune cu 3-4 stele. Așa că faceți asta, rank, că vă ajută extrem de mult. Ascendant Oracle, da? Avem inutilă, 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 inutilă. Bine, nu mai zic că inutile, că aproape toate sunt inutile. Ia să vedem dacă ceva chiar, chiar merită, știi? Sau ia să vedem dacă e ca trecut. Ăstea ultra pe scrup e ok, știi? E ok că încă mai există chestia asta în joc, chiar merită. Ia să vedem dacă mai e ceva. Golden Prism chiar e ok. O Coins Potion de level maxim chiar e ok să știi că până la urmă totuși e ceva. Jocul ăsta nu s-a gândit că toate chestiile astea noi putem să le luăm foarte ușor. Bine, nu mereu, dar poți să iei anumite chestii destul de ușor. Pentru cei free to play? Anumite chestii de genul, pentru persoanele care nu farmează atât de mult, chiar sunt ok. Adică până la urmă sunt 15 Diamond Gift Bag pe care chiar merită, sincer puțin, că îți dă niște diamante chiar destul de multe. Dau clem aici și hai să vedem aici dacă e 15, o, oh, mi-a picat ceva? Nu mi-a picat nimic. Ah. Merge fix aici și uite la e să fim 15 de astea, la? avem 73.600, dacă dau clem aici, 7, oh. deci, o, deci vă 200k diamante. Uite, vezi, 50, 12k, mm, să zicem cât de cât ok, știi? O să bagă și curând un tutorial cum să faceți Fuse Mastery la level cât mai mare. O să dureze, îți dai seama, dar totuși poți să-l faci în timp. Așa că continuăm aici cu rang 30 și după ce ai completat nu-ți dă nimic, știi? Dar uite câte chestii drăguțe sunt aici. Avem claim, avem 57, 58, 59, 60 și asta e tot. 990 de stele. Dacă faci gen 2 misiuni de 3 stele, trebuie 100, 200, 300, 300 de misiuni. Stai puțin, stai că n-ai sens. Deci o misiune astea, 300 de misiuni, cred că da, cred că e corect, gen. 300 de misiuni ori 3 stele. Asta e corect, 300 de misiuni, da, wow, dacă te gândești așa, 330 de misiuni, dacă le faci doar pe lea de 3 stele, dar mai le faci și pe lea de 2 stele, pe lea de 2 stele AFK, plus alea de 4 stele, deci da, faci vreo 200 de misiuni, trebuie să faci aici în dreapta, dacă te gândești așa, chiar e mult, dar faceți rancul că vă ajută extrem de mult. Nu doar pentru că primiți un enchant slot extra, dar peți equip, trebuie să faceți aici până la final, da? Faceți orice rank zice aici la ultimul și la erba și la fel, orice rank zice acum la ultimul, acolo faceți. Sper că ați înțeles, sper că știți ce trebuie să faceți pentru viitor și chiar jucați, jocul ăsta chiar merită și ne auzim data viitoare la pet simulator.